Salut și bine ați revenit pe canalul nostru! Astăzi vreau să vă prezint produsele de îngrijire pe care eu le folosesc pentru matei. Unele le folosesc încă de la naștere, altele pe parcurs sau după vârsta de un an. Nu am încercat multe produse pe matei, oarecum am mers la sigur cu ce am știut că recomandă alte mămici și dacă un produs mi s-a potrivit, am rămas la același. Am norocul că matei nu are o piele sensibilă și atunci nu a fost nevoie de produse speciale pentru pielea lui. Începe prima dată cu ce folosesc pentru funduleț. Folosim aceste șervețele umede de la Baby Love cu 99% pe bază de apă. Șervețele am testat de la mai multe firme, le-am folosit chiar pe fața mea, mă demacheam cu ele să văd dacă sunt aspre sau mai moi, sau subțiri, mai groase, mai uscate sau mai umede, mai imbibate în apă. Și acestea mi-au plăcut foarte mult și deocamdată rămânem la ele. Crema pentru funduleț la început am folosit de la Veleda, pentru că am primit mostra aceasta când aveam 6 luni de sarcină și am fost să ne prezinte spitalul pentru că așa se procedează aici. Și am primit o mostră de cremă și una de ulei pentru bebeluși. Iar când am născut de la spital am mai primit încă 3 seturi din acestea de cremă și ulei. Și am început să le folosim pe acestea. La spital am primit foarte multe mostre de tot felul, geanta aceasta a fost plină cu mostre de toate felurile, de cremă, de gel de duș, șampon, biberoane, suzete, șervețele, Pampers, detergent și toate cele. Dar din toate produsele pe care le-am primit am folosit doar gama Veleda, de care știam de la alte mămici că este foarte bună. Am cumpărat acasă Bepantenul pe care îl folosim acum. Este universal pentru noi, îl folosim pentru orice bubiță sau iritație pe care o are sau dacă este uscată pielea în jurul năsucului. Folosesc Bepanten pentru absolut orice. Pentru băița bebelușului de la început am folosit această variantă de gel de duș și șampon. Este senzitiv și fără miros. Nu am vrut să simtă copilul un miros foarte puternic fiind micuț. Am vrut să previn să nu facă vreo alergie și l-am folosit până pe la 10 luni, cam așa. Și pe urmă de la 10 luni am trecut la produsele de la HIP. Am aici două produse. Acesta este sunt sensitiv, acesta este gel de duș și șampon 2-in-1, iar acesta este pentru apă. Am văzut că multe mămici folosesc șamponul direct în apă și practic doar clătesc pe urmă bebelușul. L-am pus de fiecare dată produs și pe prosopel atunci când îl spălam și acest produs îl folosesc pentru apă, are efect de colorare a apei și face spumă. Este foarte, foarte concentrat. Iar când îl spălam, puneam acest produs pe prosopel și îmi place că are un miros foarte, foarte plăcut. Pentru masajul de după băița bebelușului foloseam uleiul de la Veleda. Acum nu mai este cazul pentru că nu mai stă să-i facem masaj după băiță. Pentru spălatul biberoanelor și sticluțelor de apă folosesc un detergent de la NUC. Este special pentru așa ceva. Acesta este de 500 de ml, mai este o variantă mai micuță de 330 de ml, cred. Pentru hăinuțe folosesc de la început Persil Sensitive Gel. Îmi place foarte mult cum miroase și este super bun. Dar de când a început Matei să mănânce singur, pentru că nu acceptă să-i pun babețică, se murdărește foarte tare și acest produs nu își face efectul, sau își face efectul, dar dacă apuc să-l pun atunci pe pată. Și cum asta nu se întâmplă tot timpul, mai folosesc un produs
Seal pentru pete. Îl folosesc direct pe pată, las să acționeze 10 minute și pe urmă bag hainele în mașina de spălat. Este foarte bun și acesta îl folosesc cam de 2 luni, cam așa, nu îl folosesc de foarte mult timp. Balsam până la vârsta de un an nu am folosit pe hăinuțele lui Matei deloc, tot așa pentru a nu simți el un miros foarte puternic. Iar după un an folosesc această variantă de la Lenor. Folosesc și pentru hăinuțele noastre și îmi place tare mult cum miroase. Nu am spălat niciodată hăinuțele lui Matei cu ale noastre, tot timpul le spăl separat. Folosesc de la Bichon cremă cu protecție solară Sensitive. Acum nu mai este cazul că a trecut vara și nu mai sunt temperaturile atât de ridicate, dar avem programat un concediu în noiembrie și atunci o să mai avem nevoie de ea. Și tot așa pentru vară am folosit Fenistil gel pentru înțepături de insecte. A fost nevoie să-l folosim doar o singură dată când l-am mușcat un țânțărel, dar este bine să o avem în casă și pentru că avem concediul programat în noiembrie, probabil să mai avem nevoie de ea. Și pentru dințișori, pentru durerea de gingii, de dințișori, am folosit acest gel OSA. Practic sunt două variante, Osanit este sub formă de granule și OSA este gel. Are același ambalaj, noi îl folosim pe acest tip gel. Se și vede că l-am folosit foarte mult și este foarte, foarte bun, îl recomand cu drag. De ori simțeam că îl deranjează pe Matei gingiile, îl dădeam cu acest gel și se calma instant. Este foarte, foarte bun. Și pentru pereajul dințișorilor folosim o pastă de dinți de la Signal. Pediatrul ne-a recomandat până la 2 ani și jumătate când copilul învață să scuipe, să nu folosim deloc pastă de dinți, să-l spălăm doar cu apă. Până la un an, când a avut 6-8 dințișori, da, l-am spălat doar cu apă, dar deja i-au ieșit și măseluțele și mi se pare mult încă un an să folosesc doar apă. Acum eu i-am ascultat sfatul, dar până la urmă fac tot ce consider eu că este mai bine. Oricum folosesc o cantitate foarte mică, pun doar puțin pe periuță cât să facă spumă și să simt că totuși curăță puțin dințișorii. Acestea sunt produsele de îngrijire pe care le folosim. Sper să vă fie de folos acest filmuleț. Eu vă pup și vă aștept cu mare drag în filmulețul viitor. Pa!